Proiectul Educația o cale spre viitor implementat în comuna Șercaia a ajuns la final. Practic, proiectul a permis înființarea unui after school pentru copii mai puțin norocoși din punct de vedere financiar. Copiii care au beneficiat de acest program au vârste cuprinse între 3 și 15 ani și sunt copii care au fost supuși sărăciei și excluziunii sociale. De asemenea, aceștia se aflau în situația de abandon școlar sau absenteism. Finanțat cu fonduri norvegiene, proiectul Educație o cale spre viitor a reușit să ofere un sprijin în crearea unei educații în cazul a 60 de copii din comuna Șercaia. Suntem la final de proiect, un proiect început în noiembrie 2014 și care astăzi se încheie. Un proiect derulat cu succes, încheiat cu succes și sperăm să continuăm mai departe activitățile începute pe acest proiect în aceeași măsură în care au fost desfășurate. Programul After School pentru copiii defavorizați va continua, dar cu fonduri din bugetul local. Un final de proiect cu banii lor. Urmează acum pe banii noștri. Proiectul consider că a fost destul de mulțumitor, aș putea zice un succes, dar nu rezultatele s-au ridicat la măsura de excelent. Sunt rezultate bune. Am scos copiii aceia de mediul lor, ne-am atins ținta, de la 40 am avut undeva la 60 de copii, așa cum ați constatat și dumneavoastră, nu prezenți tot timpul, ceea ce noi trebuie să mai lucrăm la acest capitol. Urmează acum pe cofinanțarea acordată de Consiliul Local. Vă dați seama că acești bani, fiind până la urmă, cum vine vorba, banii noștri, mai atent monitorizați, mai atent cheltuiți și cu rezultate sper mai bune. Practic, proiectul a reușit să îmbunătățească accesul copiilor aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învățământ local și a tinerilor pe piața muncii active și moderne.